Atunci când desfacerea căsătoriei este inevitabilă și se ajunge la divorț, este bine de știut că separarea se poate face și pe cale amiabilă la notar atunci când acest lucru este posibil. În caz contrar, divorțul va avea loc la tribunal. Iată ce documente sunt necesare. Pentru divorțul la notar, actele de identitate ale celor doi soți, certificatele de naștere și certificatul de căsătorie în original, certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie, dacă este cazul. După ce soții se prezintă în fața notarului public cu documentele necesare, acesta înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minimum 30 de zile, numit și termen de reflecție. În cazul celor cu copii minori, se întocmește și raportul de anchetă psihosocială de către autoritatea tutelară competentă. Acte necesare pentru divorțul la tribunal. Cererea de divorț, semnată fie de către ambii soți în cazul divorțului amiabil, fie doar de către reclamant în cazul divorțului din culpă. Actele de identitate ale celor doi soți în original sau copie legalizată. Certificatele de naștere în original sau copie legalizată. Certificatul de căsătorie în original. Certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie, în original sau copie legalizată. Dovada veniturilor, acte doveditoare asupra contribuirii la bunurile comune, dovada plății taxei judiciare de timbru. Divorțul în instanță este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soții sunt de acord sau nu asupra divorțului, existând două tipuri de divorț. Divorțul amiabil, cu acordul ambilor soți, divorțul din motive temeinice, care se poate înainta și doar de către unul dintre soți, fără acordul celuilalt.